vreau să vă zic că acest lift este așteptat de foarte mult timp, deoarece căminul ăsta este dat în folosință din anul 2005. Și cum se știe foarte bine, în acest cămin sunt persoane cu dizabilități, persoane în cărucior, care chiar au nevoie de a fi transportați de la un etaj la altul. Noi îl așteptăm de foarte mult timp și vreau să le mulțumesc tuturor, începând de la conducătorul acestui oraș, care practic ne-a pus pe lista de priorități cu acest lift și multe alte lucrări care s-au făcut în acest cămin, băi, renovat, tâmplărie și multe, multe alte lucruri care vor urma. Deci el a fost foarte, foarte mult așteptat. După cum se vede... Vorbind despre lift, așa, ne puteți spune ce capacitate are, de unde este adus, câteva date tehnice? Bineînțeles că este un lift foarte bun, este adus din Germania, este marca Schindler. Are aproximativ în jur de 400 de kilograme și pot să mă laud că cred că suntem a doua clădire din Cernavoda cu lift, după Spitalul Orășenesc. Da. Câte etaje are clădirea? Păi avem subsol și 3 etaje. Iar în momentul de față, cum se deplasau persoanele cu dizabilități sau cei în vârstă? Cum că reușeați să-i mobilizați? Dacă aveam plan pe parte de mers la spital sau ceva, mergeau cu pur și simplu cărați. Nu, cărați cu targa mobilă și restul ajutați de îngrijitori și pe cărucior, pe scaun. Deci vă ajută un astfel de lift foarte, foarte mult. Este extraordinar de mare ajutor. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre investiția în sine. Considerați că primăria s-a implicat, ne spuneați mai devreme despre lucrurile care au fost făcute aici. Era această o prioritate? Cât de important este pentru căminul de bătrâni? Bineînțeles că era o prioritate pentru căminul de bătrâni, dar nu toată lumea a considerat-o o prioritate și... Noi acum suntem norocoși că chiar primarul orașului a considerat și consilierii orașului au considerat acest lift o prioritate. Câte persoane sunt găzduite în acest lift? Capacitatea căminului nostru este de 32 de locuri, dar momentan avem 26 de persoane, dintre care avem 15 nedeplasabile, adică cu cărucior, cu fotoliul rulant, cu... E o nevoie cel mai mult de acest lift. Bineînțeles. Cum sunt condițiile aici în cămin? Foarte bune, foarte bune. Îmi place cum am venit. Sunt mulțumită, masă, 3 pe zi. Ne dă mâncare bună. Sunt foarte, foarte așa, Doamne, dar n-am văzut în viața mea pe unde am fost. Da. V-am văzut că erați în cameră. În momentul de față, noi am venit aici să filmăm că se face un lift în clădire. Adică scările astea nu trebuie să le mai coborâți, să le mai urcați în fiecare zi. Cât de mult v-ar ajuta un lift pe dumneavoastră? Un lift? Da. Mult de tot. Mult de tot, că eu nu pot să mă... Când am venit, nu puteam să mă... O febră, am făcut o febră, urcând scările și coborând, din am mers 3 zile la mâncare. Așa am făcut o febră mare și nu mai puteam să merg. Și dacă lifturile astea ne ajută, ne ajută, Domnule, cu ceva la picioare, că poți să rămâi cu o loagă după cheia astea, coboară, urcă, mănânci, te urcă, cobori la mâncare, cobori undeva la veceu sau unul, dacă nu sunt terasă, da, da. Deci vă ajută mult un astfel de lift. Mi se pare sufletul meu. Trebuie să știți că sufletul meu e liftul ăsta. Mă așează în el și apăsă un buton. Ei, așa mai merge, Domnule. Mai merge. E greu? E greu să urcați? E greu, depinde și de anumici nori, dar... V-ar ajuta un lift? Da, e bun. Ajută liftul, da. Știți că acum se lucrează chiar la asta, se lucrează la... Da, am văzut, da. Ce părere aveți de lucrul ăsta? Cât de util o să fie pentru dumneavoastră? O să fie foarte bun și ușor pentru popor, pentru
după să fie. Câte drumuri faceți, eu știu, până la parter și înapoi în fiecare zi? Fac cam 3 drumuri când merg la țigare și la masă. Adică se încadrează când merg la masă, după aia merg la țigare în același. Vă ajută un astfel de lift? Sper! Sper că și eu am probleme cu... Am căzut de 2 ori cu picioarele și merg mai greu, dar mă descurc față de alții foarte bine. N-am treabă. Este totuși o face... de ajutor. Da. Înțelegeți? Eu mă descurc singuric.